Am fost acolo când ne-am văzut. Cum era? Pune-l pe video pe ăsta. Nu, te omor dacă pun. Te rog, pune-l, te rog. Golanilor, dacă vreți FIFA Coin Safe și la un preț foarte mic, intrați pe u7buy.com, unde găsiți monede pentru consolă, PC, chiar și FIFA Mobile. Iar dacă folosiți codul SUR, beneficiați de 5% discount. Hei, ce fai, eu faci intră în locul meu? No. Cum nu? Fă, hai, fă, intră, te las pe tine să-l faci. Salutare, mă, și bine am găsit la un nou episod de pe acest canal. Soțul tău aici astăzi, da, ce pula mea, hai, mai bine, îl faci tu cu aia, că am emoții. Bine, emoții, fără un gram. Salutare, mă, și bine am găsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod deschidem un Midor Prime Icon cu player pick. Statul aici de Surdage și de Vlad Andrei. Eu, jupinilor, dacă vrem jocuri la cele mai mici prețuri, intrați pe Neva, unde găsiți peste 10.000 de produse digitale, suport de 24/7, iar dacă băgați codul Surdage, beneficiați de 3% discount. N-am dat summit la squaduri. I-am adus pe ei doi să vadă aici ce îmi pică. Arăt și echipa întâi sau să? Da, trebuie să vă arăt și echipa, că așa trebuie. Hai să vadă și băieții ce echipa ai. Dar nu e echipa, stai liniștit, nu se poate numi echipa. E mai mult. Yesu! Da. Oho, ce oho, că nu am nimic. O să pe left middle și right middle. A, păi ai, ăsta nu merge jucat, Felipe. Ba da. A avut Neymar, ai vândut. Da. Ca să faci picul. Da, și am 150.000, 100, aproape 150.000, mai am nevoie de încă 150 să iau înapoi pe Neymar. Pentru voi, pentru jupinilor, păi cât e pe consolă Neymar? Aproape 400.000. Pe bune. What the fuck? Mamă. Bun. Hai. Costi. Costi. Să vedem ce ai băgat tu pe aici. Avem aici ăsta. Squadă de 85. 85 cu uniform, nu? Da, pe caiul ăsta. Spaniolul ăsta de caio. Direct spaniol cu computer. Bun. Computer în buzunar. Computerul mafioților. Ce face boom? Asta e problema. Băi, deschidem și pachetele pe rând, da? Na, momentan nu se poate. Ai pic, ja? Da. Bun, lasă, le deschidem, crei, nu, le deschidem după. Nu, nicio problemă. La final, la final pe toate. Da, băi, jupinilor, da. Înainte să, nu, să continuăm, tu poți să dai în continuare. Nu uitați să vă abonați, să bifați, să puteți vola și link-ul de la canalul lui Pufo și lui Insta, ce să-i pun? OnlyFans sau ce să-i pun? Ce vreți voi? Da. Vlad, ai putea să-i pui o contul? Da, punem Instagram-ul, să-l dau și să-l pui. Ok, Instagram. E de ăsta, instructor de fitness, mai nou. Da. Ce tu faci pe aici? Faci becherie? Socoteli și... Mai ușor să văd și eu ce ai băgat. Nicio problemă, este plăcerea mea. Hai, mai bagă-i pe aia din club, pe acolo. Păi asta trebuie să fac. Mafia! Băi, și în secțiunea de comentarii puteți să scrieți și voi ce credeți că ne pică astăzi. Ce ți-ai dorit, puștiule? Johan Cruyff, Vlad, ce zici? Fanului e prea mult. E prea mult? Trebuie de ceva mediocru, tot pe acolo. Un da, Sedor, un Machelele. Știe, Vlad, știe. Simt. Abia eu zic că o să-i dea 2 jucători buni și unul varză. Eu-l văd pe Pele, îți place Pele? Da, e de treabă. Nu-l cunoști, e de treabă. Da, e mișto. Ia stai. Mamă. Opa, îl bagă pe Cristi. Ronaldo, băi, ai dat 500 de mii pe el, sau cât a fost? Ai, că nici 200 n-a fost. Asta că era pe Xbox. Deci pe Xbox ăsta mi-a picat 3 double, am dat cu 100 de mii și m-am făcut un pic și mi-a picat în 3 double. E forță. E Costi. Costi Ionita. Cum se cheamă contul? Tot Costi ăsta e? Nu, no, e FCM, no. Fetești. A, păi, dacă era Costi, pica clar ceva bine. Ha. Ai văzut că pe Costi a picat Dalgli și Best. Îți placă tu joci pe ăla. Da, sunt ok. Dar acum ai depășit, săracul. Și pe Lainez, pe ăsta l-am jucat, nu e rău. Chiar nu e rău. Nu e.
L-ai jucat? Am vrut să-l joc, dar nu, m-am uitat așa peste el și pare ok. Ah, Cristiano. Cristi! S-a dus. A, e, ce să faci, flashback? Am jucat aproape 200 de meciuri am pe el. Cât ai dat pe el? Pe Xbox? Aproape 200 de mii. Așa da, merită, așa merită, Vlad. Da, da, dar la noi era pe 50. Da. E un pachet incredibil acest, adică e un player fit. Mie mi se pare un lucru incredibil. Era mișto să fie cu Optimus. Mișto? A, da. Așa când prindeai un de la Optimus. Îl dă în Union pick-ul ăla, sigur. Bine, nu când dă și atunci. Nu îl dă lui Vlad, vă zic eu că nu îl dă lui Vlad. De-aia ți-am zis să nu-l faci lui Vlad, că mai bine contează. Nu are rost să strici tot, absolut tot ce-i pe... Da, da. Și gata. Și aici intră... Am și rating mare oricum. Și oricum mai bine o joci când mai... Stai un pic, mai bine o joci când vine niște... Când vin niște player pick-uri și pe aia face ăla, înțelegi? Să o joci la dublu. Aha, da. Hai, zic copile. Messi. Lyon. Bă, pe ăsta parcă îl băgam la... Da, n-avem ce să mai facem, nu se poate. Mai, îl bagă pe Messi și Ronaldo și primește guță din Bercen. Lasă că Messi o să ia... Se zvonește că o să apară... Flashback. Flashback, păi da. Și ți intră în echipă? Nu, nici ăsta nu intră, stai în echipă. Da, cât costă pe Xbox Messi? Acuma? Ia dă-i un price check. 7K. 7.000 de coins pe Xbox. Mamă, 250.000 Messi, bă. Da, mă, dar e slab, nu, no, că nu ai. Păi da, mă, dar uite-te la cifrele lui, mă. Bă, Vlad, ce e asta, mă? Ne mutăm pe Xbox, ha? E clar. Cox. Hai, dă submit. Dă submit. Deci am niște emoții cu picul ăsta, fa. Aoleu, întâi îți dă pic, mă, așa e zemană. Se-ți dea... Vieri, ăla, Inzaghi și hai, nu mai țin, și Shearer. Nu-l deschide încă. Am fluturat și învârtică. Poți să-i ștergi pe aia, că trebuie oricum să deschidem și pachetele după aia. Hai, că îi ștergem. Așa? Zi, copile, ce simți, nu ce-ți dorești? Ce simți că e în picul ăsta, așa? Sincer? Da. Butraghinio. Butraghinio. Și mai zi doi. Ba, Butraghinio, Rijkaard. Măcar unul să ghicești. Și Butraghinio, Rijkaard și Vlad, gândește-te. N-am idee. Nu știu, o să zic Essien. Butraghinio, Rijkaard, Essien, zi plăduț. Van der Sar, Hagi și Rivaldo. El are niște probleme. Eu zic Pele, Ococea și Rio Ferdinand, frate. Hai să vedem cine are mai mulți nimeriți. Bă, unul măcar să fi nimerit. Fiecare de aici. Unul din trei, să poate să împice unul din trei pe care aș putea să-i joc. Aoleu, ai emoție, hă? 1.300.000, bine, pe Xbox mai ieftin. Cum ar fi să-ți pice toți trei de aia de top? Să nu știi pe care le alegi. Închid jocul, deinstalez jocul. Dacă pică bine, vă spargeți capul pe episod. Da, pe episod ce-o zi, Vlad. Hai, când ești pregătit mental, sufletește. Dă-i drum, băi, ăsta. Hai că trebuie să fie bun, boi. Îi dau, te rog. Haide! Henry Prime. Te-a salvat Henry Prime. Am zis Henry? N-ai zis. Bă, și m-am gândit la Henry, sincer, deci chiar m-am gândit. Da. Eu zic Mour, frate, 66 pe aici. Bă, Henry te salvează, sincer, că e și Prime. Da. Îi ții intră acolo în loc de ăla, până la urmă poți juca. Are 66 balance. Păi da, dar și Ronaldo n-are prea mult balance și tot e OP. Are agility-ul. 3 turi. Flare, finesse, ok. Chip. Speed dribbler, dribbler. Ești mulțumit cu ce ți-a dat? Nu știu, chiar nu... Gândește că dacă venea în loc de ăla unul 60 man, era teroare. Pirlo, stai bai capului. Pirlo, doar dacă avea plus 10 la pace și shooting, mergea. Ia-l și vezi cât costă. L-am luat pătierii, da? Eu zic că e până 1.000.000.
Stai că e pe consolă. Pf, sub 700.000 ar trebui să fie. Stai mă că e Prime. Stai că e Prime. 1.700.000. Bun, tată, bun. Win sau salut? Win, clar. Te-a dat bine. Cât ai dat pe SBC? 1.700.000 vreau să zic. 500 am băgat în, am avut fodder și 500.000. Nu, no, e ok, Ai și cu pachete, că poate dă ceva bun și acolo. Doamne, ăștia. Îți dă Ronaldo flashback înapoi. E posibil. Sau mi-l dă pe la gol. Da. Câte ai? Câte ai? 6. 6 pacheturi. 6 pacheturi. Do. Bă, win la Ari. Nu știu ce să zic. Cum nu știi ce să zici, un 800, frate? Asta e o întrebare de preferatul tău, da. Semn exclamării, punct și virgulă, cu ce Hagi. Exact. Mă bucur că a murit. Nu e sănătos, Vlad. Nu strâmba tu cu mustață, te rog. Da. Bă, fii atent că îți dă două walkout-uri. Nu prea ai pachete să-ți dea două walkout-uri. Să-l fac pe Wendell. Îmi doresc din tot sufletul să-l fac pe Wendell. De când eram mic mi-am dorit să-l fac pe Wendell. Da, crede-mă, frate, da. Uite Boiero. Guță Rockstar. Guță Bergenaru. De bine zis haterul. Pampalul care e 400.000. Card Silver 400.000. Incredibil. Ciudat. Incredibil, fraților. Nici boards, nu vezi că mie la pachete nu-mi dă, mi se șoptește ceva în cască. Cred că e mafia din Bercen. Oricum ți-a dat uite-l, bine, mă. Ia uite-l, Vlad, bă, fratele tău. Lagul noi, te rog, lagul noi. Îți dai seama. Hai, tata, că trebuie să fie ceva. Ovidiu, mai, mi-a rupt și panoul ăla, am muncit la el. Că de asta de-o dacă nu mai tare. Pe bune, credea. Ovidiu Ciorbescu, hai să vedem, nimic din pachetul ăsta. Și ai zemandri, rec! Au! Are 94 finishing, se merită să-i dau engine, nu? Da, engine pentru agility 5, da, e de-aia. Pentru că e interlop de-aia. E mafio, fra, hai că ai echipă, mâncați-a și alții au luat 6 zemanduri. Mamă, niciun, mi-a dat și mie Terry Henry, frate, să fim serioși, fraților. Și Bruno Totti. Da, un pișat. Pișați-vă. Hai mă, dă-mă, ăsta e pachet de 25.000 sau de 4K, cât o costa pachetul ăsta. Vreau să-mi dai și cu ceva mână pachetul ăsta. Walkout, te rog. Hai că ai luat două walkout-uri, cum am dat predict. Am luat două boards-uri, da. Lasă, ăștia jucători de... Hai, bagă-l în echipă și până atunci fac și eu outro. Pe Thierry Henry. Pe teribilul Henry. Pe Titi. Guys, Henry astăzi eu zic că e super win. Acum să vedem și ce poate în joc. Oricum avea nevoie Strongling la Mbappe, băiat de cartier. De ce schimbă formația? Pentru că sunt greu. Ești greu, a? Da. Bagă cu 2 striker pentru Mbappe. A, nu, că-l bagă pentru Mbappe, cred că. Sau? Da. În fine. Face acolo rocada cu Guță din Bergen. Guță de Rockstar. Tot nu-ți merge, mă, bine. Lasă formația. În fine, ăsta a fost episodul, guys. Sperăm că v-a plăcut. Thierry Henry Prime. Între timp ăsta o să-și facă echipa, că habar n-are ce facem pe aici. Și da. De unde ești, Pufo? Ia zi. Nu știu unde aici. Până data viitoare, pace, simi, iubire, credință, big boy, big smoke, respect, pe... Viață! Salut.